și vedeți aici. Poate dumneavoastră mai ce faci un citit prima compoziție dumneavoastră. Citiți mai face și pe zero. Vă rog frumos, uniți-vă și Domnul Stolojan a spus că a crescut cu 200 de miliarde. Păi 140 de miliarde de euro acum. Domnul Stolojan, în 2009, 2005 a crescut cu 20 de miliarde față de 2004. Stați, de ce? De euro, de lei? Ce vorbiți dumneavoastră? Domnul Stolojan, în 2005, în 2004, PIB-ul a fost 60. În 2005, ce 60 de? Miliarde de euro. Și? În 2005 a fost circa 81. În 2006 a fost 104. În 2007 a fost 123 și în 2008 145. Păi a crescut cu 200 de miliarde. Dacă scădeți față de 60 în fiecare an, eu am spus că în 4 ani câștigul în România a fost 20 plus 40 plus 60 plus 90. Hai, domnul Stolojan. 200 de miliarde. Păi dacă cât facem 90 plus 60? Sau dacă ne facem ridicolo? Păi eu opresc din cât. Scădem în ridicolo. Dom'le, PIB-ul în 2008 149 de miliarde. Domnul Stolojan, eu am spus așa pe românește, că în acești 4 ani, pe de o parte, am avut o datorie mai mare cu 40 de miliarde de euro, dar am avut un câștig de avere națională de 210 miliarde de euro. Domnul Stolojan, dar său dacă... Viitorul prim-ministru și viitorul ministru de finanțe din același guvern. Domnul Stolojan, său dacă... În acești 4 ani, PIB-ul României, cumulat față de 24 ani, 20. Știu că nu vă place. Păi, dar asta am zis. Păi, n-a spus. Ba, exact asta. Ați vorbit o dată de coșul public, bravo.